Scandal în ședință ordinară programată astăzi de la ora 9. Deși pe ordinea de zi se aflau 16 proiecte de hotărâre importante pentru comunitate, ședința a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Asta deoarece convocarea ședinței de astăzi a fost făcută cu încălcarea prevederilor legale. Vinovat de această situație pare să fie chiar edilul șef al municipiului, cel care a convocat ședința. Juristul primăriei, Lucian Cojocaru, a tras atenția că proiectele care ar fi urmat să fie votate ar fi lovite de nulitate tocmai pentru că inițiatorul nu a respectat termenul minim de 5 zile de la data convocării până în ziua ședinței. Dar vi-o întrebare precizată. Aveți la dumneavoastră noastră o adresă în care vă fac cunoscut faptul că dispoziția 756 de convocarea Consiliului Local în partea de 18-a nu respectă prevederi legale. În sensul că este dată sub termenul de 5 zile inclus imperativ de lege. Acum, în josul paginii, veți vedea. Părerea mea este că toate hotărârile ce vor fi adoptate în această poziție vor fi lovite de nulitate. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă veți continua lucrările ședinței, eu voi fi nevoit la fiecare hotărârea adoptată să fac raport de legalitate. În replică, edilul Pășcănean a spus că de vină ar fi secretarul primăriei, Mircea Zuzan, care a plecat în concediu medical. Primarul s-a plâns că secretarul nu îi răspunde la telefon și că nu a fost informat de juriștii primăriei ca să respecte legea. Domnul consilier, ședința de azi a discutase cu domnul secretar Zuzan, acum două săptămâni înainte, de organizarea ședinței și am avut toate materialele terminate marți, săptămâna trecută. Domnul secretar din marți a îmbolnăvit foarte, foarte grav, că nici n-a putut vorbi la telefon cu mine deloc, deși l-am sunat de pe 4-5-4, e o boală foarte, foarte gravă și îmi pare rău de tot. Bine, am constatat că n-am cu cine comunica ce fac, nu aveam la vreme secretar interimar. Am dat discuție să facem ședința de luni până vineri, ținând cont de proiectele puse pe lunea de zi. De data aceasta, un secretar interimar care protejează primarul, spune domnul primar, nu mergeți mai departe, că greșit. Ținând cont de ceea ce spune secretarul unității, nou secretar interimar al unității, am să convoc o ședință extraordinară, marți, în termen legal, cu aceeași ordine de zi. Pentru că orice hotărâre am aprobat astăzi, ar fi atacată și ar deveni nulă. Ca urmare, vă propun, domnule președinte, domnule consilier, să nu aprobăm de ședința de astăzi mai deloc. Am la mine dispoziția pentru sesiunea extraordinară marți dimineața la ora 9. Timpul de 3 zile l-am numărat cu domnul secretar pe degete, ca să nu mai greșesc. Și vă propun acest lucru. Mulțumesc. Vizibil iritați că au fost convocați degeaba la ședință, aleșii locali au reproșat primarului că își bate joc de Consiliul Local. Timp de 4 ani de zile, că în acest Consiliu nu ne-ați înțeles să jigniți de către dumneavoastră. Deci altceva nu ați făcut decât să ne jigniți. Suntem incompetenți, suntem împotriva dumneavoastră, suntem ordinați. N-am folosit termenul de incompetent, nu? Exact și incompetent. Nu suntem competenți la înțelege o situație. Nu vreau să ne aducem la conștiință. Nu vreau să facem aici, să ne jigniți din nou că avem ceva cu dumneavoastră. Eu nu am nimic cu dumneavoastră. Eu ca și consilier vreau ca și consiliu să fie reprezentat, pentru că eu consider că este un conflict de interese. Nu dumneavoastră puteți reprezenta Consiliul în această relație. Asta da tot. Deci în rest puteți să faci ce-a făcut Dunea, ce-a făcut Pleșca, ce-a făcut... Asta sunt lucruri care nu au ce căuta aici. Deci noi nu discutăm decât o reprezentare a Consiliului Local. Restul tot ceea ce spuneți este inutil și pierdere de timpul nostru. Deci eu acum am trebuit să fiu la școală. Am rămas în fața datoria față de Consiliul Local. Nu s-a avut ce-a făcut unul și ce-a făcut altul. Chiar nu mă interesează. Aveam și eu câteva probleme.
De fapt, tot mandatul. Ia, ia, problema. Tot mandatul. O secundă. O secundă. S-a terminat pentru domn primar. Dacă mai e cineva care vrea să vezi, eu nu am nimic potrivit. Dar atribuția de convocare a Consiliului o are primarul. Însă Consiliul se poate întruni și la cererea numărului de consilieri conform legii 250. În replică, edilul Pășcănan s-a enervat și a părăsit în grabă sala de ședințe. Vă mulțumesc. Ședință extraordinară în marți dimineața la ora 9. Vă mulțumesc frumos, toată stima pentru dumneavoastră. Menționăm că în ședința de astăzi ar fi trebuit aprobate contul de execuție bugetară pentru anul trecut și primul trimestru din acest an, precum și bugetul de la Regia Locală de Termoficare și bugetul general al municipiului Pașcani. Polițiștii de proximitate au ieșit de câteva zile pe teren pentru a face cunoscut pășcănenilor ce riscă dacă acceptă mita electorală din partea candidaților sau reprezentanților acestora. Acțiunea face parte din campania informativă declanșată de Ministerul Administrației și Internelor sub genericul Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Astfel, în ziua de vineri, 18 mai, agenții au fost în suburbiile Lunca și Sodomeni. Au împărțit pliante și au explicat cetățenilor că riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare în cazul în care acceptă să voteze sau să nu voteze un anumit candidat la alegerile de peste 3 săptămâni, condiționat de primirea de bani sau bunuri. Da, așa, da, pe timpul campaniei electorale, legea prevede culoarea sau darea din coloase. Mă pierd un la bărbatul ăsta. Așa, este infracțiune și pedepsește conform legii 67. Cu cei care vin la dumneavoastră, vă oferi anumite coloase, să votați. Așa, sunteți obligați să sesizați organele de poliție care să facă cercetări, să vadă ce... Acum discutăm despre campania aceea, după aceea discutăm despre probleme celelalte, da? Bine, deci nu mă dă nimic. Bă, dar ei bani, așa, deci... Mă știți, legea prevede sancționarea celor care primesc. La fel și cei care fac promisiunea. Cu aceeași ocazie, polițiștii i-au informat pe cei care nu au acte de identitate sau sunt expirate să vină la sediul evidenției populației din incinta clădirii Poliției Pașcani, unde, după un program prelungit în această perioadă, pot primi cărți de identitate noi. La fel, mergeți în perioada asta, care aveți acte de identitate expirate. Chiar băiecul, domnule. Deci, mergeți și vă puneți în legalitate cu privire la acte de identitate, să fie valabil, dacă vreți să votați. Dacă actul identitate este expirat, nu o să puteți să vă exprimați vot. Explozie controlată în poligonul de la Sodomeni. Specialiștii pirotehnici de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au detonat vineri peste 80 de proiectile, între care două bombe de aviație de 100 de kilograme fiecare. Muniția din al doilea război mondial a fost strânsă din zona Pașcani doar în ultimile 3 săptămâni. De distrugere a muniției asanată. Au fost cam multă. Asta strânsă doar în câteva săptămâni, mai precis în 21 de zile. Și au fost și două bombe de aviație de mare calibru, de 100 de kilograme, fapt care ați văzut ce distrugere a provocat. Distrugerea s-a executat în condiții bune, deci totul a mers bine. Deci ne-am îndeplinit misiunea. E o zonă de siguranță, permite detonarea cantităților mari de muniții în același timp
și impune condiții de siguranță deosebite. La distrugerea cântăților mari de muniții, îți trebuie și o zonă în siguranță, unde să ai în vedere tot ce mișcă în poligon. Detonarea s-a produs fără incidente, dar nu fără emoții. Un localnic a vrut să treacă prin zonă călare, fiind oprit însă de subofițerii care securizau împrejurimile poligonului. Asta după ce la precedenta detonare, în zona periculoasă, a vrut să intre un tractor. Oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași fac din nou apel la cetățeni pentru a respecta indicațiile primite atunci când au loc detonări. De regulă întâmpinăm. Unii vor să plece, unii nu vor să plece, dar până la urmă suntem nevoie să evacuăm din zonă pentru a fi siguri. Să nu avem necazuri, să avem pierderi vieți omenești, ferească Dumnezeu, așa ceva, sau pagube materiale. De asta avem, încă la noi, măi, mentalitatea, nu mă duc. Dar, până la urmă, trebuie să meargă, nu se poate. Asta. De câteva săptămâni la Poliția Pașcani și-au început cariera 4 tineri polițiști, agenți care au absolvit anul trecut școala de subofițeri de poliție de la Câmpina. Este vorba despre Mihaela Avădanei, Cristiana Văcăriței, Avârvarei Daniel și Alexandru Purcaru. Ei sunt repartizați la sectorul de ordine publică, precum și la secția 6 Poliție Rurală, care deservește comunele din jurul Pașcanului. La începutul lunii mai 2012, în cadrul secției 6 Poliție Rurală Pașcani, au fost repartizați 4 agenți din promoția anului 2011. Aceștia sunt folosiți la compartimentul de siguranță publică și patrulare din cadrul secției. Șoferi, atenție la viteza cu care circulați în Pașcani și pe raza comunelor din împrejurim, dar mai ales nu consumați alcool când vă urcați la volan. Poliția rutieră va face razii la acest sfârșit de săptămână, dar și luni, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Drumurile vizate vor fi Cristești, Moțca, Miroslovești, Rugiunoasa, Blăgești, Pașcani și Pașcani, Valea Seacă, Lespes. În aceste zile, mai mulți conducători de vehicule au fost sancționați de către poliție pentru încălcarea legislației rutiere. În după amiaza zilei de 16 mai 2012, lucrători din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au desfășurat o acțiune preventivă pe raza de competență, în special pentru prevenirea infracționalității stradale și a evenimentelor rutiere. În cadrul acestor activități preventive au fost constatate și aplicate un număr de 36 sancțiuni contravenționale, cele mai multe dintre ele pentru abateri la regimul rutier, respectiv un număr de 33 sancțiuni contravenționale, iar 16 dintre acestea au fost pentru viteză neregulamentară. Valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 6.320 de lei. De asemenea, au fost reținute 2 permise de conducere, ambele pentru viteză neregulamentară. În cadrul acestei activități, un tânăr în vârstă de 21 de ani din Suceava a fost depistat pe DN2 pe raza satului Băureni, comuna Moțca, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 110 km la oră. A fost sancționat cu o amendă conform ordonanței de urgență 195 din 2002 și a fost reținut permisul de conducere. Pășcăneni, lăsați timp de câteva zeci de minute grijile deoparte, ieșiți cu copiii sau familia în aer liber să vă bucurați de viață și de o atmosferă cu numai cercetași și știu să creeze. Aceasta este invitația pe care Centrul Local Crini o lansează publicului pentru ziua de sâmbătă, 19 mai, cu ocazia unui eveniment deosebit. Este vorba despre Festivalul Luminii, ajuns la cea de-a 3-a ediție la Pașcani, care va începe pe esplanadă de la ora 21. Organizatorii au pregătit peste 4.000 de lampioane care să creeze o atmosferă extraordinară, dar și clătite sau ceai cald care vor fi oferite gratuit vizitatorilor, precum și jocuri și concursuri. Pentru părinții sau copiii care vor să afle mai multe despre cercetași, aceștia au organizat un punct de informare. Festivalul Luminii se află la Pașcani la 3-a ediție. El este un proiect al cercetașilor din toată țara, care a demarat la inițiativa cercetașilor clujeni și actualmente este un eveniment sincron ce se desfășoară în 23 de orașe din țară. Până în acest moment erau 23 de centre locale din țară înscrise. Acest festival se dorește un dar oferit comunității de către cercetași. Cei care au participat în anii trecuți poate că au perceput ce înseamnă un ceai cald la vreme rece, o îmbrățișare gratis la vremuri de răstriște, să spunem, copiii fiind implicați 100% și cu devotare și cu toată energia lor, alături de liderii, noi cei mari care suntem. Ne adresăm tuturor, deopotrivă adulți și copii, și se vrea un eveniment la care tinerii să-și descopere eventual noile talente. Se dorește a fi
o activitate pozitivă prin tot ce face. Organizatorii Festivalului Luminii de la Pașcan au spus și ceea ce nu este această manifestare. Oana Țogan, lider al Centrului Crini, a ținut să precizeze că nu este vorba despre o activitate comercială, nu este un pretext pentru strângere de fonduri și nu este o acțiune cu caracter politic. Ce nu este Festivalul Luminii, și mă văd nevoită să subliniez acest lucru pentru că am fost abordat într-un sens, eu știu, mai delicat, nu este o activitate comercială. Dacă sunt comercianți în acest oraș care își imaginează că pot veni la Festivalul Luminii pentru a comercializa diverse obiecte, îi rog să înțeleagă că nu este în scop comercial, nu își dorește să strângă fonduri, ci doar noi cercetașii oferim bună dispoziție, antren și voie bună. Vă așteptăm, multe surprize le-am pregătit. În eventualitatea în care timpul nu ne va fi favorabil, mulțumim pentru înțelegerea anticipat, acest festival se va reprograma la o dată ulterioară. Îngrijorare pentru conducerile școlilor din Pașcan cu puțin timp înainte de examenul de bacalaureat din acest an. La simularea susținută de elevii din clasele terminale la începutul acestei săptămâni, procentul de promovabilitate a fost de sub 60%, mai exact de 58%, după cum a precizat inspectorul școlar teritorial Cristinel Iordăchioia. La probele de examen au participat 726 de elevi din 1100 de absolvenți. Cele mai bune rezultate au fost obținute de elevii Colegiului Sadovean, unde procentul de promovabilitate a fost de 69% și cei de la Liceul Miron Costin de 61%. Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la grup școlar Mihai Busuioc, unde au luat medie de trecere doar 8 elevi din 72. La sesiunea aceasta de simulare a examenilor de bacalaureat, la unitățile de învățământ din municipiul Pașcani, care au elevi în clase terminale, au participat 726 de elevi, un procent de circa 75% din numărul de elevi pe care preconizăm că se vor înscrie la examenul real din iulie. Din aceștia au promovat un procent de circa 58%. Unitatea de învățământ cu procentul de promovabilitate cel mai ridicat este Colegiul Mihail Sadoveanu, 69% procent de promovabilitate, iar pe locul 2 Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Nu este o surpriză faptul că cele mai slabe rezultate s-au înregistrat de această dată și tot la unitățile de învățământ cu profil tehnologic. Nu voi da aici, mă rog, citire care sunt aceste unități de învățământ. Candidații la o diplomă de bacalaureat au avut cele mai mari bătăi de cap chiar cu proba la alegere, cum ar fi fizica. Totuși există și motive de optimism, procentul celor care au trecut simularea la BAC fiind mai mare față de simularea din iarna acestui an. Inspectorul Iordăchioia spune că acest lucru se datorează pregătirii de la sfârșit de săptămână pe care au făcut-o elevii la școală, precum și legăturii mai strânse pe care diriginții au ținut-o cu familia elevilor. De remarcat este faptul că s-a înregistrat un progres față de simularea care a avut loc în luna februarie, respectiv s-a ridicat cota cu circa 8-10%. Am primit la nivelul inspectoratului, de asemenea de la fiecare director de învățământ, și măsurile propuse spre a se obține rezultate cât mai bune la bacalaureatul real din vară și sperăm ca și în anul acesta municipiul Pașcan să se situeze în primele locuri, printre primele locuri sau cu un procent bun, așa cum a fost și anul trecut, undeva la 70-80% procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Cadrele didactice de la Școala Specială din Pașcan au prezentat colegilor din județ, profesori și psihopedagogi, rezultatele obținute folosind terapia prin artă în educația copiilor cu deficiențe și nevoi speciale. Este vorba despre folosirea tehnicilor de modelaj și a olăritului, dar și rezultatele obținute în urma derulării unui alt proiect neconvențional denumit Bucătarii Speciali, în cadrul căreia a fost înființat un laborator de bucătărie pentru copiii școlii speciale. Astăzi, în cadrul Școlii Speciale Pașcani, avem deosebită plăcere de a avea invitați toate cadrele didactice venite din județul Iași la cercul pedagogic al profesorilor psihopedagogi.
Tema cercului este evaluarea copilului cu CES. În cadrul ghidului de bune practici, noi am prezentat două proiecte finanțate din fonduri europene, și anume un atelier de art-terapie, unde ne și aflăm acum, și un atelier de bucătărie. Aceste ateliere, după cum vedeți, sunt folosite la adevăratul lor potențial de către copiii școlii noastre. Și așteptăm prin activități de parteneriat și alți copii din alte școli. Foarte bucuroși sunt toți, toate clasele, inclusiv de la 1 până la 8-a, vin organizați după un anumit program și desfășoară activități. Deci aici, în atelierul acesta, ei lucrează în LUT, în Ipsos, în Aluat și avem sus o expoziție cu lucrările lor, iar la bucătărie chiar participă la activități gospodărești. Fac mâncare, fac curățenie după ce își fac activitatea acolo la bucătărie și sunt foarte, foarte încântați toți. În cadrul aceluiași eveniment, Cercul Pedagogic, care a avut loc la Școala Specială, vineri 18 mai, a mai fost și un schimb de experiență în sensul în care specialiștii psihologi și logopezi din județ vor prezenta modele și tehnici de lucru și evaluare pentru elevii cu deficiențe severe și asociate. Eveniment important pentru credincioși ortodoxi din localitățile din zona Pașcani. Timp de 3 zile, începând cu după amiaza zilei de sâmbătă, 19 mai, la biserica din parohia Uda din comuna Tătăruș, vor fi aduse sfintele moaște. Parcursul celor 3 zile, oficiindu-se slujbe speciale. Duminică 20 mai, începând cu ora 16, un sobor de preoți va săvârși taina Sfântului Maslu. În perioada 19-21 mai 2012, la parohia Nașterea Maicii Domnului Uda, din comuna Tătăruș, vor fi aduse moaștere sfinților mucenici, Haralambie și Procopie. În apra Sfințitul Părinte Mitropolit Teofan ne-a dat binecuvântare să organizăm acest pelerinaj timp de 3 zile și este un eveniment deosebit de important, nu numai pentru Tătăruși, ci și pentru întreaga zona Pașcanilor. Invităm toți credincioșii care doresc să se închine să vină la parohia Uda, iar biserica parohiei va fi deschisă permanent în timpul acestor 3 zile de pelerinaj. În ziua de luni 21 mai la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, cunoscutul actor Dan Puric va susține o conferință. Anunțată de ceva vreme, spectacolul va începe la ora 17 în loc de ora 18 față de cât era anunțat inițial. Prețul unui bilet este de 40 de lei, cei care vor să asiste la spectacol primind odată cu biletul și cea mai recentă carte acestuia intitulată Fide. S-au vândut în jur de o treime din numărul total de bilete. Consider că de departe este evenimentul măcar al anotimpului, dacă nu al anului, pentru un oraș mic care se primească un mare artist și în egală măsură un mare cetățean, pentru că el va vorbi, iată, despre demnitate și își va prezenta cartea Fi Demn, ultima sa carte. Și, într-adevăr, a revenit asupra orei, pentru că a anunțat că nu va putea să rămână peste noapte aici, nu mai vine cu trenul, vine cu mașina și pleacă cu mașina. Și îmi doresc din toată inima să nu rămână niciun loc liber în Casa de Cultură, care are 300 de locuri. Domnia sa a primit 400 de cărți, precizând că cea mai mare parte a sumei este dedicată memorialului de la Ajut, ceea ce ar însemna o sală antiplină și așa ar fi firesc să fie o sală antiplină. De aici și până la ceea ce vom constata noi luni, mai este ceva cale. Nu mi-am pierdut entuziasmul, am încredere în mobilizarea de ultimă oră a publicului din orașul nostru și sper din toată inima că lucrurile vor fi foarte bune. Consiliul Local Pașcani a aprobat astăzi, 18 mai, un proiect de hotărâre privind angajarea unei case de avocatură pentru recuperarea unei datorii de circa 20 de miliarde de lei vechi de la societatea Interdentis, firma familiei primarului Grigore Crăciunescu.
În acest sens, ei au convocat o ședință de îndată imediat după suspendarea ședinței ordinare de astăzi, cu scopul ca la procesul programat pe data de 25 mai la Curtea de Apel Iași, interesul comunității locale să fie prezentat corect. Proiectul a fost inițiat de consilierul independent Dionisia Floroaie și a fost votat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri din partea consilierilor PNL. A Floroaie a explicat că edilul pășcănean este în conflict de interese, în acest caz motiv pentru care nu poate reprezenta corect interesul administrației locale. Consilierul independent a cerut primarului să-i lase pe consilierii PNL să voteze acest proiect, tocmai pentru a nu mai fi suspiciuni în legătură cu această situație. Avem o persoană care are funcție de reprezentarea unității, aceeași persoană a deținut anterior funcție la o societate care în prezent s-a beneficiu cu municipiul. Normal trebuie să existe o separare de interese. Nu vreau să pun, să fim niciun fel de presiune pe persoanele, pe funcționare din cadrul primăriei. Nu înseamnă că subestimez capacitatea domnului consilier juridic, cabinetul sau societatea sau persoana care va fi desemnată va putea colabora și va colabora și va trebui să colaboreze cu domnul consilier juridic și cu secretarul. Este opinia mea și așa cred că trebuie să existe o separare de interese. Domnul primar, dacă sunteți de acord, eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, eu aș achita datoria. În loc să dea dovadă de imparțialitate și de faptul că reprezintă interesele comunității locale, primarul pășcănean s-a transformat în avocatul societății familiei sale. El a amenințat pe consilierii locali că îi va da în judecată pentru a obține pagube morale dacă aceștia vor îndrăzni să angajeze avocat și că le vor imputa cheltuielile de judecată. Crăciunescu a mai spus că dosarul respectiv a fost făcut la comandă politică în anul 2008 de fost de primar Neculareț. Eu nu eram administratorul acestei societăți medicale interdentes. Eram deputat în anul 2004. Deci nu aveam decât calitatea de a acționa ceea ce legea îmi permite. Deci nu eram în niciun conflict de interese, nici atunci, nici astăzi. Această societate este ținută de doctorul Crăciunescu Adrian Daniel, doctor în științe medicale, care duce mai departe o profesie nobilă pe care a început-o tatăl său. În 2007, un dosar politic, și voi dovedi acest lucru, a fost votat de Consiliul Local de la acea vreme, punându-se în cârcă acestei societăți comerciale 10 miliarde de lei. Avem dovezile și avem argumentele că este un dosar politic și în momentul în care instanța va decide că trebuie să plătim, vom plăti, dar vă spun că nu vom plăti pentru că avem documentația, acte oficiale care dovedesc că nu deținem teren în plus. Mai mult, vom cere despăgubiri Consiliului Local pentru să dau o idee imagine pentru acest proces. În replică, consilierii locale au adus aminte primarului că procesul în cauză a fost deschis la insistențele actualului primar după ce fostul edil a suspendat demersurile legale pentru încasarea datoriei rezultate din folosința ilegală a domeniului public. Deci pe o parte a spus că nu erați, pe partea cealaltă după ce veți cere downing. Din partea cui? Cum a spus domnul președinte? Din partea primării veți cere downing? Firma va cere downing primării și noi ne vom apăra să nu le plătim. Dar mai departe și vă întreb, domn primar, prin grandomania dumneavoastră, de asta sunteți în acel proces. Pentru că nu spuneți tot. Într-adevăr, domnul Rățoi, pe care tot dumneavoastră cu și cetățean de onoare, în 2007, prin serviciul de finanțe, voi impus că aveți de plătit o sumă. Mi-aduc eu bine aminte, tot acești consilieri, în 2008 sau în 2009, au aprobat concesiunea de acea sumă imputabilă de domnul Rătăi. Poate îi cereți la consilieri, îi imputați lor, deci v-au aprobat concesiunea după aceea. Dar tot dumneavoastră, prin grandomania dumneavoastră, ce a spus? Las că dovedesc eu în instanță de acolo, după ce v-ați văzut cu concesiunea, fără, dar nu spuneți că domnul Rățoi, înainte de alegeri cu 2 luni în 2008, v-a dat o hârtie prin care v-a scos acel debit de la finanțele publice locale. Nu spuneți tot. Deci cu 2 luni, mai de nu 2 luni, în luna februarie 2008 v-a dat acea hârtie. Iar dumneavoastră v-ați dus în instanță ca să demonstrați că dumneavoastră sunteți curați și cinstit. Și instanța ce-o constatat? Că acea hotărâre de consiliu, că aveți și este ilegal.
O atenționare cu galbene ploi torențiale, vijelii și grindină a fost emisă de meteorologi. Avertizarea este valabilă 19 județe din jumătatea de est a țării, începând de sâmbătă dimineața și până duminică seara. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ce vor lua trecător aspect de vijelie și izolat cădere de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Sâmbătă vremea se va încălzi, dar va fi în general instabilă în jumătatea sud-estică a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 18 grade. Duminică, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru a doua decadă a lunii mai. Cerul va fi variabil, cu orări mai ales după amiaza și noaptea. Temperatura aerului va avea valori cuprinse între 21 și 29 de grade. Luni, vremea va fi caldă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 18 grade.